Și acum țin minte toate tradițiile pe care le respectam de Sfântul Nicolae. Nimic nu era mai important ca și noaptea de Sfântul Nicolae. Era măsura cât de cuminte fusesem tot anul. Era momentul care declanșa toată nebunia sărbătorilor de iarnă. Era emoția de a-l pândi pe moșul. Era bucurie, nebunie, erau momente magice. Era motivul ca a doua zi să concurăm în clasă care fusese cel mai cuminte și primise cadoul cel mai frumos, mai mare și mai bogat. Chiar dacă în prezent spiritul sărbătorilor de iarnă a trecut oarecum în domeniul comercial, totuși pentru copiii secolului 21, Moș Nicolae este același. Ce tradiții respectăm de Moș Nicolae? Cea mai cunoscută și mai respectată tradiție era ca în noaptea de 5 spre 6 decembrie ghetuțele să lucească. Veneam grăbiți de la școală și ca niciodată nu ne lăsam părinții să se atingă de ghetuțe. Luam cutia de îngrijire a pantofilor cu peria, crema, luciul, cârpa pentru ultimul luciu și începeam să ne curățăm ghetuțele. Trebuia să le lustruim până ne vedeam imaginea oglindită în ghetuțe. Dar de unde provine această tradiție? Este o întrebare pe care o adresez când mai citești puțin. Când ești copil, febra cadoului este mai importantă ca și legenda. Însă, ca Moș Nicolae să nu se supere, este bine ca orice copil să cunoască cât mai multe detalii despre viața lui Moș Nicolae. Există foarte multe legende legate de această tradiție, însă cea mai cunoscută este povestea a trei surori deosebit de sărace care ar fi vrut să se căsătorească cu persoana iubită. Însă fiind prea sărace și neavând zestre, acest lucru părea imposibil. Cum era o rușine ca o fată să rămână nemăritată, tatăl lor a decis să le vândă unor bărbați înstăriți. Sfântul Nicolae, protectorul copiilor, dar și al săracilor, le-a auzit durerea și suspinele și a decis să le ajute. Misiunea s-a întâmplat pe 5 spre 6 decembrie, când Moș Nicolae le-a lăsat cadoul fiecărei fete câte un săculeț de bani de aur în ciorăpei de iarnă lăsați la uscat. De aici provine și tradiția ca în noaptea de 5 spre 6 decembrie Moș Nicolae să lase cadoul în ghetuțele curate. O altă tradiție este legată de faptul dacă copilul a fost cu minte sau nu. Dacă copilul s-a dovedit pe parcursul anului că a fost neastâmpărat, neascultător și îndărătnic, pentru faptele de neascultare notate în cartea magică, va găsi în ghetuță o nuielușă. Este o tradiție dureroasă, deoarece, pe de o parte, sancționează faptele de nesupunere a copilului și, pe de altă parte, mai de mult nuielușa era folosită pentru pedepsirea copilului. Deci, o tradiție de Sfântul Nicolae ușor dureroasă. Tradiția spune că Moș Nicolae, care a fost un cardinal care se trăgea dintr-o familie foarte bogată, îi ajuta și îi ocrotea pe copii, pe orfani. În noaptea de 5 spre 6 decembrie, Moș Nicolae pentru fiecare copil cu minte lăsa înghetuțe mere, nuci și dulciuri. Condiția era simplă. Copilul trebuia să fie cu minte pe tot parcursul anului și ghetuțele să lucească. Ai fost cu minte? Dacă da, înseamnă că tradiția de Sfântul Nicolae nu te va ocoli. Atenție! Sfântul Nicolae nu dorește ca cel care primește cadourile să se dovedească egoist și să țină cadourile doar pentru el. Sfântul Nicolae ne învață să fim generoși. Astfel, tradiția spune clar faptul că nu trebuie să fim egoiști, ci dimpotrivă, să împărțim cadourile cu cei din jurul nostru. În tradiția populară, Sfântul Nicolae este ocrotitorul soarelui, căruia îi supraveghează traiectoria, astfel încât să nu fugă spre nord și să lase lumea cufundată în întuneric, frig și dezolare. De asemenea, tradiția spune că prima ninsoare este adusă de Sfântul Nicolae. Una dintre cele mai interesante tradiții de Sfântul Nicolae păstrate din străbuni este de a pune în apă crenguțe din pom și, în funcție de comportamentul acestora, vom vedea cum va fi anul următor. Dacă pe crenguță apar muguri și apoi frunze, înseamnă că anul va fi unul îmbelșugat. Dacă crenguța se va usca, anul ce vine va fi unul sărac. Tradițiile menționate mai sus sunt cele mai comune în toate zonele și țările în care Sfântul Nicolae este sărbătorit, însă există anumite tradiții specifice fiecărei țări. De exemplu, în Austria, tradiția spune că Sfântul Nicolae este însoțit de o creatură foarte ciudată numită Krampus. Această creatură ciudată ține în mână o nuia cu care înspăimântă copiii care au fost neascultători.
Anglia este cea mai conservatoare în ceea ce privește păstrarea nealterată a spiritului și a tradițiilor de Sfântul Nicolae. În fiecare seară de 6 decembrie în parohiile anglicane, copiilor le este spusă povestea Sfântului Nicolae și minunile înfăptuite de acesta, modul cum îi sprijină și ocrotește pe cei nevoiași, orfani, pe cei cu care viața nu a fost foarte darnică. Totodată, tradiția cere ca la sfârșitul unei astfel de seri să se efectueze o colectă pentru sprijinirea celor săraci. În Belgia, tradiția este asemănătoare cu cea din ajunul Crăciunului. Mai exact, tradiția spune că deasupra șemineului sau într-un loc accesibil să se așeze morcovi, napi, bucățele de zahăr pentru calul lui Sfântul Nicolae, precum și un pahar de vin pentru Sfânt. Astfel, aceste bunătăți vor fi consumate de Sfântul Nicolae și de calul acestuia în momentul în care va trece deasupra casei pentru a inspecta dacă copiii merită cadourile sau nu elele. Dimineața, în funcție de fapte, copiii vor găsi dulciuri sau nuiaua. În Cehia, noaptea de 5 spre 6 decembrie este foarte interesantă. Tradiția spune că Sfântul Nicolae vine însoțit de diavol pentru a-i pedepsi pe copiii răi și neascultători, precum și de un înger care se roagă pentru iertarea copiilor. Indiferent de țară, Sfântul Nicolae va fi prezent pentru a ocroti pe cei săraci și nevoiași, precum și pentru a-i răsplăti pe copiii care au fost cuminți. Așadar, magia sărbătorilor de iarnă va fi adusă de Sfântul Nicolae. Așadar, deschideți sufletul și mintea pentru sărbătorile de iarnă. Copii!